Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Azi e o nouă zi. Ia și un cul de loc aici. Nouă zi pe dracu, nouă zi! Aoleu, dar ce-ai făcut? Deșteaptă. Hai facem altă intrare. Au ce intrare am făcut. Da, râs! Lasă că e perfectă! Dar cum te-ați dat pe cap? Păi eu am vrut să mă așez și eu lângă tine. Tu mi-ai vărsat pe spate! Ia asta! Las că nu... A, nu-i! Caldă! Nu ți-am vărsat nimica, ce ai? Mi-ai vărsat nu-i. Pe spate! Nu-i nimica, nu-i vărsat! Eu nu văd nimica, nu se vede absolut nimic! Nu se vede nimica! Ia! Ia! Ce bă... Ia uite, a ajuns până la... Ia! Mă duc să mă schimb, nu mai ies afară! Da, pe piele nu-i, pe piele nu-i, las! Ai, mă, Iugi mi-ai făcut zi... Man, mă, prostii! Bine v-am găsit sau regăsit, prieteni. Bun. Astăzi am avut parte de o surpriză. În primul rând, Carmen nu știe chestia asta. Hai, las că n-am nimic, las. Mergem în continuare. Să mă schimb, că mergem în continuare, tași din gură. Suntem proști până la capăt. Așa. Astăzi am avut parte de o surpriză. S-a reparat mașina. Nu știu cum, dar... Nu mai arată în bord. Știți că vă spuneam că scrie ceva genul apă, gas și nu mai știu ce. Da. Schopenhauer, nu știu cum ce era, ceva în germană, da. Habar n-am. Și azi dimineață când am fost după chestia asta, imediat vă prezint, am avut surpriza să văd că nu o să mai deschide beculețul. Indicatorul ăla. Mm-hmm. Opa, treaba-i brici. Treaba-i brici. S-a reparat de la sine. Nu știu ce. M-a dus să mă schimb. Hai, lasă după aia. Hai să ajutăm la lume aici ce am cumpărat. Deci am cumpărat jucăria asta. Nu știu dacă și cât și cum și ce fel. Azi am fost, am luat-o. E mai mică parcă ca aia, nu? Nu e mai mică, e tot așa de lățime, tot 8 cm ceva, da? Jucăria asta pentru ce aici? A, s-o pui așa în picioare ca să nu te pui pe... Cum se numește? A, s-o pui în picioare, dar când mergi cu ea, ea rămâne da, în spate. Da, 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 da. A, mai e ceva pe aici? Așa. A, deci aici mai avem așa. Și o probăm imediat să vedem dacă funcționează. E ok odată. Asta. Da, păi ăsta e planul. Păi da. Și asta. Ce e asta? Ah, da, știu. Știu ce e asta. Trebuie să-mi spuneți voi, că habar n-am. Da, așa arată. Ia uitați. Bine ai zis, mă, că știi. Păi știu că trebuie să-mi zic în lume, că habar n-am. Ce e asta, chestia asta? Așa. Deci așa, ceva în gel. Poate văd și eu. Nu știu, că nu mă pricep. Chiar nu știu. Un plastic, un... Nimic. Aici să prind... Să prinde lame, dar pentru ce să prinde lame aici? N-am înțeles. Să le ascuți? Hai, crezi că mai ai să ascut lamele alea de schimbi? Eu știu. Sunt curios tare. Băi, lasă aici, că nu știu. Dacă știi cineva... O folosi la... Cum? Și atâta are în ea? Că atâta are în ea. Cheia și cu... Și are lame pe ea. Aia de garanție. Știi ce am bonul văzut? E da. Mașină. Nu, și mai e cărticele, nu știu. Da, stai așa, că eu văzusem la... La... Firma te ei. Te duci și faci un 3-in-1, ia, lasă la o. Nu o să mai fac, ai băut jumate, ți ajunge. Hai. A, uite-l aici. Ăsta le-ai cumpărat, nu? A, stai să vezi. Și acum mă uitam. Uite-te alea că la alea. Da. Carmen. Uite-te alea că la rumegușul ăla de acolo, ce fel arată. Așa, cu alea roșii. Mai mult rumeguș decât talaș. Și uite aici, zici că e talaș. Cu astea. Oare ce? Deci este tot de 10 lei, dar chiar... Da. Au funcționat astea, nu știu cum. Nu știu cum, dar în fine. Îți curios jucăria asta dacă funcționează. Nu le încerci, vezi, nu ai de să da, știi. Îți curios tare dacă funcționează. Dar tare. Bă, stai că asta e cafeaua mea. Ia, dăm 3 în 1, cu tu mi l-ai vărsat. Nu-ți dau. Bagi în priză? A, nu-i, pe baterie asta. Ia să vedem. Că-s tare curios, jur. Ia să pun din prima sau din a doua? Da, din a doua. Ce fel merge asta? Bam! Cielo! A, nu-i băgat în priză. Nu-i băgat? Nu. Fugi. Ia, dar și ce zgomot da, asta nu se aude nimic. Ce e tare. Ei, când începe să taie, atunci se aude mai tare. Cum merge? Ce are? Nu merge deloc? Băgăm la un milimetru atunci. Înseamnă că nu știu ce se întâmplă. Mai mult? Nu mă pricep. Ce nu-i bine? Mai mult?
La 1,5? Poate. E până la 2,5 mm, văd. Tot e puțin, pentru că scoate foarte fin, scoate pe de la. Da. Deci asta e, știi, ia stai, stai o leacă. Știi pentru ce e? Pentru scândurelele alea foarte fine care du-te trebuie să le iei. Wow, dar ce se merge, cum mor eu. Nici măcar nu se simte, e bun. Poate le faci de greu. Tare, mă, păi frate, nu mai dai cu de ăla. E fin tare, mă. Zic, nici cu raș papil dacă dădeam, nu ești așa. Da, serios. Ce ai făcut, măbiți? Iată, asta e făcut de ieri. Da, iasă. Se simte și asta, mă. Asta rupi din... Tai, nu rupi. Da, scrie pe cutie câte rotații pe minut, spuneai tu, pe secund. Pe secund sau pe... Pe mine, nu știu cât are asta. Știi că văzuse tu odată? Aia de jos. A tău cât avea? Mistria aia. Uite, e astupată. Nu știu, dar e, merge bine tare. Nu mă cor. E și cuțitele, na, e diferență. Și la preț e diferență, și la aia, și la aia. Mai ales la preț. Păi aia, poate că așa. Nu e ce zboară ea, zici că știi. Asta lumea ca să nu mai ia cu ăla, știi? Da. Zici că scuzi de găină. Da. Stai, asta înseamnă că stai, vezi? Îți arătam, lume gușul ăla. Și uite ce fel a dat aici, care e făcut ieri cu altfel de lami. Da. Ia să nu-i bine aici asupra. Ce mișto ar veni, zici. Nu? No? Ai văzut ce pământ are din acolo? Nu. Duce așa, să scurpă cumva. E, dar acum, mă loc, nu e bun. Nu mai, e mai bine acum, nu da în colul ăla. De ce? Că am băgat pus alea, dă-mi tot în partea asta, dă-mi tot. Aici e un italasă, știi? De linie! Gata? Gata astea! Uite așa, închide așa asta. Ia uși aici. Astea trebuie să... Da. A, unde îl dai? Ei, am aruncat așa, așa. Ei, da. Așa. Ca să facă frumos. Între timp am mai luat un... Cum se numește asta? Nu știu. Leț. Sau nu leț, că e mai gros. Leț, da. În fine, o prostie de asta. Nu mai trebuiau încă două chestii. Numai că l-am luat de 5 metri și ăsta vine fix aici. Nu trebuie să greșesc absolut deloc, adică da. Să mai iau voleacă sau chestii. Ei, la că n-ai greșit tu nici la ăla alți doi care ai pus. La care nu te aștepți la ăla. Da, să știi. Și acum să punem o contra aici cumva. Hai, pregătit. Că ne suim sus azi ca să punem alea toate. Toate, toate. Dar nu știu. Cum? O contra și o lași acolo, nu? Contra și o las aici, dar trebuie să mă sui cu ceva aici. Scara. O bucată de scară. Iată. Sau cu ceva. Uite-o, o doamnă scară.
Ia să vedem. Hai că trebuie să te duci să desfaci butelia, tu care. Abia ai pus-o. O desfaci ca să... zi. Ca să pârlim pe aia doi, nu? Dacă-i dat la urmă, uite și tu ce fără arată așa. Prin comparație. Super tare așa, îi facem pe toți. Da? Dar asta la urmă. Păi și cu la când îi dai? La urmă, la urmă după la ce urmă? Pui acoperișul. În caz de ascoleată, nu vrei să dai Iana cu la. Da? Că rămâne ăla îngheață la acolo, ce faci? Păi dacă sunt temperaturi pozitive, cum au fost 8 grade ziua? Și noaptea? Păi da, până noapte intră. Ei, intră. Play. A, da, domnul. A, cu asta am început, nu? De la ușă. A? Cu asta am început, de la ușă. Da. Ăsta e penultimul, dar la ăsta cred că ne-am mai enervat. Ia uite, un milimetru, doi milimetri, nu stă perfect. Nu stă... Vrei să pare că l-ai perfect acolo? Da. Mai ales că mai e și la tine, cu... da, la mine nu e perfect. Ia. Hai, mă. Uite pe alea, uite și fă să vezi. E, cum, dar tu vrei a să rămas o leacă acolo, a rămas și pe aici. Da, ia gândește-o leacă, dacă ele se mai usucă, că care le-ai luat tu mai verzi, eu. Se usucă, nu se mai strâng? A rămas 2 mm și aici, nu-i serios, nu-i. O să facă ca la WC-ul, să strânge scândurile alea și o să fie ideal de centimetri, nu milimetri. No. Bine, mai vedem. Astea? Ia, am pus și aici, eu zic că vine bine, la el nu-i bine, dacă se vede și asta de intră unghia, gata, nu-i bine. Păi trebuie să intre unghiață, băieții, că e normal? Ia uite, aici nu intră unghia, ai dreptate. Și am pus și acolo și acum ai colțul ăla, e ultimul. Hai să mă ajut. Ce faci? Poți să ții de el acum, acolo să miști? Încerc. Ia. Dă-te-mă leacă. Ține așa, a? Perfect! Da! Antuia! Iar s-a dus? O fi intrat într-un... Gata! Oare ne-am băgat? A, dar mai rămân bucăți, mă? Da. Hai, hai! Hai, ce-ai? Hai, hai! Exact, hai, hai. Vrei să faci buf? Dacă doar nu m-am dus ca lumea. Ai, ai. Măcar să știu și eu să mă duc o dată. Și ce faci cu toate bucățile care să rămân? Găsesc un ceva. Le mai puneai pe undeva? Le pun, clar. Da? Păi da, nu-i păcat de ele? Ha? Nu-i păcat de ele? Ba da. Yeah.
dată. Au și-o linge. Stă linge cu rumeguș. Linge? Linge, da. Super. Ce altă bine. Metodă n-am de făcut mai bine, așa că... Ce bine să unește. Folosim ce... Folosim treaba grea. Nu-ți mai trebuie cumpăna? Cumpăna. Cumpăna? La urmă. Aaa, tu numai jos le prind, sus nu le prinzi acum. Le prind numai de formă, deocamdată. Ca să poți să pun și pe partea. Am uitat de ăla, bunică. Am uitat. Cred că s-a scuturat și n-are nimic. Ce ăla? Un ciorap. Am băgat la spălat și am uitat. Am desperecheat un ciorap. Ai pierdut pe drum? Da. I-am scuturat afară. Și... Cam așa vine. Dar ce cred. Bine să unește astea toate, eu să unesc. Să serios? Nu? Ai mai găsit vreun ou? Da, păi ia să eu am găsit două de azi dimineață. Până la 6 mai are de făcut. Eu ți-o dau jos. Să vedem cum. Uite așa. Așa, da, dă-i drumul. Și o apuc, gata. O dai. A, gata, ai stricat dușba. N-a stricat. Eu ți s-a rupt. Hei! Ia uite ce ai rupt. Ce am rupt? Ia uite, ei rupt urechea aia stângă de la alternator. De la buză. De la buza dreaptă. Haide, stai o leacă, stai o leacă, stai. Stai, 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 stai. A, tu pe sus vii? Nu. Da, pe unde? Pe jos. Stai, 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 stai. Aha, mai e problemă. Eu ce fac acum? N-ai de ce să mai ții. N-am de ce să mai țin acum. Cum să fac eu? Deci eu până nu cad, nu mă las. Și ce faci? Doar știi că sunt căpuțe. Vezi că nu poți să iau în brațe. Ba! Da. Aleu, băiacu. Dă-mi pa. Unde? Aici. A, ai putea să o urci până aici, așa? Nu știu. Nu poți, da, da, așa, invers, de lasul, știi? Să ne dai, așa. Oh, mamă, dar e greu, bă, frate. Ziceai că nu-i greu tu, dar... E greu. E o leacă paletul. Ia. 2-3 kg. Și cum l-am pus? Așa, nu? Parcă? Ia, ținte acolo, lasă-l. Hai că merge. Da. Dame-i tu cosita, dame-i tu cosita. Dame-i, 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 dame-i. Oh! Și baba-n plop. Cum e legal că colțul ăsta? Aha. Stai așa, să mănânc cum? Legal. Mănăscui într-un... Într-un? Într-un sacă. Gata? Ce-ți mai dau? Dintr-un cuib de cioară. Și văzui într-un alun. Mă, așa stă să moare. Ia! Una. Mă iau din partea asta, că e mai ușor. Două. Da, iau-o pe după. Și-mi dai tot de astea viezi acum. Și alea două să le pun aici, alea uscate. Aici. Că alea sunt uscate, tu le vezi? Nu. Le-ai văzut? Și alea o să mai crape. Acum. Când bag coșurul bun de... Înțeles? Să fii măcar undeva pe centru. M-am gândit. Bucățele care rămân carne, nu știu câte rămân, dar eu zic că rămân. Așa. Cel puțin 8. Înțeles pe partea asta aici, unde am zis. Na! Înțeles pe partea grea de aia. E grea asta. Ia. Da, dar stai, uite așa te supun. Așa te supun eu. Așteaptă un pic. Așteaptă, 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 dă-mi coace. E greu unul singur să faci sus la... Este, da. Eu doi nu... era mult mai... Da, dar eu nu pot la înălțime. Dar tu la ce poți? La adâncime. A, așa da. În iaz, la adâncime am făcut. La înălțime nu pot. Pauză? Nu-i pentru mine. La umbra? Umbra, da. Umbra, umbra. Acolo, da. Ai, cum? Cum să nu? Nu, bate soale. Dă-te undeva în partea asta, filmează o leacă.
Hai că te dă mami, hai. Așa, mama, dă-i, nana, dă-i. Bău, bău, bău. Fui, zimbiriți. Ce faci? Hai, facem, nani. Ce faci? Tu ce faci? Mușcam cu mingea, nu mai merge să... Păi nu merge aici, că e rumeguș, mami. Nu. Păi ce mi-am? Bă, cum de e papu cu cel ăla? Cățelul l-a rupt, când a fost dezlegat atunci. Haide! Ia uite, tate, aproape a pus... Ăla-i ultimul? Nu! Cum? A, mai ai unul, da. Numai că mi-e aceasta, că-mi fi. Trebuie să-și ia benzină. Ai clar. Săptămâna viitoare, poate. Dar ai pus? A? Ai pus? Nu. I-am pus. Mai pune. Numai că săptămâna asta nu vrea să mă ia. Nu vrea? De ce? De la electroz. Mă născui într-un sac, dintr-un cui fecioară, și de-al dracu ce era, scotem capul afară. A apărut un... Mai am ultimul! A apărut un nou virus de cântat? A, a apărut un nou virus de cântat? Da, virusul cântării. Și-am terminat ieri. Mergi cu mine până la cărină după aia? Da. Da? Da. Serios, mergi? Mhm. Mergi până la Marcel, nu leacă. Normal că nu merg. A? Nu merg. De ce? Că nu-mi place, nu... A? Am descris. Lasă-mă cum ai scris la anul. Lasă-mă că am descris. Da? Da. Eu chiar am descris. Mai am de băgat șuruburile mari, să înțepenesc asta, dar nu mai merge. Uh-huh. Nu e problemă mai gravă. Nu funcționează când mi s-a de asta. Uh-huh. Trebuie una mai puternică să iau de la Maricio, azi care i-a adunat. Da. Dar cea ta nu e prea puternică? Ha? A ta nu prea puternică? Nu, e pui. Mama, e pui de mâță! Telefon, camera. Nu! Pui de mâță! Am terminat, Carmen. Gata? Până aici. Am adormit și-o fata. A apărut un sindrom nou, pungă zburătoare. Imediat am terminat. Ia pe asta o dată. Ia, ridică-te în picioare. Așa. Ia-o și pe asta. Na! Ascultă-o, Lea, căcani. Ce vrei să spunem? Nu știu. Trebuie neapărat să merg? Mâine mergem la Dedeman. M-am zis ce facem. Încercăm să facem un mic credit. Da. Da, ca să luăm scândură. Și după aia, poate ne luăm banii, punem și tavla atunci, știi? Dacă pun scândura, pe dur până pe 12, cât mai aici? Cât e asta? Ce e? Cât e? Ha? Nu știu, cât e azi? Oh! Hai, mă, ți arde de glume! 4! 4. Deci ar mai fi... Filmez fără să mă uit. Filmez din spate. Așa. Da, ar fi bine. Ne-am mâncat rău. Dacă îmi dă vreo 2000 de lei credit, dacă mai dă, s-a cupăr cam așa ajuns. Da, dar mai avem până în vară ăsta de la GoPro. Lasă-l! Iartă-l pe ăla. Nu se pune. Da, păi cum faci? Mergi cu mine până acum? E neapărat nevoie. Da. Mergi? Dacă trebuie. Păi da. Hai, ne echipăm, schimb bateria la asfalt. Gata, ai terminat? Schimb bateria la asfalt și mergi. La ce? La mașina asfalt. Mă, că ți-l-am mulțumit. Am terminat și treaba. Mergem până la soacră mea acum. Mergem. Deci ceva de haleală. Mergem până la Maricel, că... Vorba aia s-a îndrăgostit, nebunul. Așa. Și vrea să plece în țările calde, acum cum ieri asta.
Și mă duc să iau de pe acolo, cu ce că înapoi nu mai veni, uite unde stă. Așa zice el. Așa spune, da. Până săptămâna viitoare nu mai vine. Până săptămâna viitoare? Ia, ce tare e asta, ia. Nu știu dacă s-a văzut. Căruț cu albi e deasupra. Ce tare. Ia-te mă că ești frumos acum. Cât arată iazul, ia. Iazul unde mă ceme la pești. Lasă. Da. Aici mergeam la pești. Super. Asta e tanti. Bă, da, era dor de ea. A întrebat lumea din... A întrebat de mine? Serios, o vezi. Ce zice lumea? M-a dat dispărut? Te-a dat dispărut. I-am zis că te-ai îndrăgostit, te-ai plecat la Înghireasă, tu m-a la... Tu m-a în vestul ăsta României. Nu contează oriunde este, dar este iubirea mea. Eu în junglă, tu în vestul României. Este tot ceea ce mi-am dorit. Da? Da, să zic. Mă bucur să aud asta. Și i-am zis că ne părăsești, am zis în vlog, ne părăsești. O să vă părăsesc, dar am săptămâna viitoare, nu? A? Ce are? Ne-am găsit și o pereche. Sunt foarte mulțumit. Peticul, cum se spune. Peticul meu. Peticul meu, eu sunt peticul ei. Ea e de ta mai om, o fi amărăță, că e de ta mai om. Da? Eu o fi mare, dar eu sunt varză, nu știu. E caracterul mai puternic, a? Ce ai pățit, mă, nene? Așa? M-a lovit unde mă doare. Te-a lovit în... Unde mă doare? Între coarne? Salut, fix în inimă. Fix în inimă acolo. Și ne părăsești și am zis la lumii că ne părăsești o săptămână, după aia vii înapoi. I-am zis la lumii. Dar de ce minți oamenii? Da nu, dar așa cred, părerea mea acum. Dar cât? O săptămână jumătate? Na. Dar cât? Să stau cu iubirea mea acolo. Am ajuns la magazin aici să bem și noi întrei în unul, ca oamenii vorba. Să bem și noi întrei în doi. Păi de acum. Băi, să trăiești. Ceva acum? Da, bre, iau ce am acum. Rumeguș, am remorcă, am de toate. Iar ai locovit? Bă, am scăpat. Eu am scăpat, ți-am dat matare și am scăpat. Nu dau una acum, dar acum nu mai dau. Nu mă dai mâna cu mine. Am auzit. Te întreb, ai ceva? Așa? Nu, bre, ce să am, mai am eu ceva. Tot. La revedere, cu. La spalt, îți fac și alții bani. Băi, vezi, bierea asta? Ce bier? Aduce COVID-ul. Zici matale? Răceala. Are acolo în ea, oare? Nu mă, care în ea. Da? Răceala, băi, tata. Da. Dacă e rece iarna, acum, Dumnezeu. Dar tu nu bie. Nu, la mine nu e. Dar e cu sucul, cu alte prostii și tot dracu. Da. Aici. A? Ce? Pentru ce ți-a dus astea? Pentru foc? Mi-a dat mare cer că eu să mut, zice el, să le ținem. Și-am dat sculii de astea și mă folosesc și eu de ele până să-mi faci eu, știi? El se mută, o să mută? Da? O să mută. Bă, dar taci din gură că mă doare capul. Te-a văzut. Se mută la nevasă acolo. Și să-i le țin până când vine el, știi? Că găsesc, dacă nu mai stă nimeni acolo, nici pe lângă el nu stă nimeni. Era bun să luăm și noi o motosapă. Ba da, ia uite, cum are în toamnă cu tractor mare, trebuie să-l dai într-o parte în primăvară. Deci și-o dai, ți-o dai, să dai într-o parte acolo și mai multe chestii. Ha? Ar trebui să fie una de asta. Nu mă pricep. Apa, asta a dat 3.000 de lei, 4.000 și-o dat pe ea. Serios? 3.000, da. Dar ce-a luat-o de nouă? Da. Poate o mă ajunge să luăm și noi una. Nu avea bani mai mult.
kilo de chioi. Sârmi, nu știu. Nu am niciodată. A, nu? Trebuie să te sus acolo, de... Trebuie să tai via, oh. Asta ce-mi place mie, să tai bota. E plăcerea mea, maxim. De asta mi-a trebuit mie nevastă când rămân. Să muncească, să-mi facă haleală, să mă bibilească, să mă aia, să mă... Eu te-am ajutat la încărcat și la descărcat. Acum mergi să mă ajut și la mâncare? Și ce să fac? Sunt de urât? Curăscat tot. Mm-hmm. Aici mâncare. Mazăre. Dar nu mă ofer de mazăre. Ce, nu poate? Ce? Ce vă altceva. Vreau pilaf cu legume. Dar tu mănânci, dar ieri nu mănâncă cu legume. Ieri că mănâncă gol. Ieri nici mazăre nu mănâncă. Nici nu știu ce să fac. Păi și el mănâncă mâncare? Cât de aia tu crezi? Păi nici de aia nu mănâncă. Și atunci ce fac? Habar nu e. Sigur și eu fac. Sau ziceți că... Nu știu. Aceeași întrebare mi-o pun în fiecare zi. Eu de unde știu ce mâncare faci tu? Pentru că sunteți atât de diferiți fiecare. Vrei și altceva? Aba nu am, nu știu ce să mănânc bol. Na! Ce na? Ei, smoală! Da. Mi-a mai dat un bolovan de smoală ăla și că se le aveau, dar eu ce acolo? Ce s-a cortat smoală? Te văd prin asta. Nu dau. Eu te colo. Unde duce în grăuță? Nu mănânci cățăi asta, cățăi. Șoareci. Să nu mai am mese, dar... Ducem banca asta și punem în picioare, câte unul, câte unul, așa? Da, așa asta e o idee. Pui lângă perete, este? Da, în lună, când am lângă la perete. Sau chiar lângă masă, acolo poți să pui. Care masă? Lângă masă. Da. De? Da, da. Abia o țin și cu asta la dus. Mâine să mă duc să mai iau din scurci de astea ce mai are el pe acolo, să le păstrez. Dar așa cumpărat, de toate rahat, dacă e din nasul, e de așa ceva, de meserii, nu-i ca mine, când faci. Aaa! Nu da, cred? Cred că ai toate, dacă caut prin atelier la tine, cred că ai de toate. Crezi? Numai că nu am. E, nu. De toate. Nu chiar, toate. Nici eu nu știu să-l pui. Bază-l acolo între gard și pune iaia albastră. După aia văd ce fac. Haide, vină acolo. Ca să nu mă scoci aiurea. Hai după aia, până așa mă ajut să dau pe aia jos și vin eu cu ea sau tu vii cu ea. Da? Hai. Tot? Și încă unul tot așa? Și asta unde duci? Vrei, ia-l pe ăsta de pe alea, unii, le-i pe ăla din mijlocul saciului? Păi de desubt. Nu-i de desubt. Lăsa altul. Trage-l așa încoa. Târâș. Hai bre, geaba am luat bărbat la casa mea. Ha. Da, așa că am luat mânușul și lunica. N-ar trebui eu alea că... Vezi că ești un sabi porumb. Ia. Vede. Nu, ce are? Ce are? Am și un. Dar să vedem unde mai pui, cum îi pui. Vede. Numai să stai feriți, știi? Mm? Da. Un sac? Mâncare. Stai să nu-mi prindești, că nu știu. Ia, vezi, poți? Nu, 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 poți? Dar cât de cu aia? Țin de cu aia, ai vezi mai poți? Nu, ușor, dar...
țin de acolo. Stai așa. Tu liber, du-te așa, du-te așa. Poți? Paolo! Poți? Numai să mă, numai mă chinui să, să întreb de trei ori, să răspund poți? De trei ori, da. Sau nu poți? Poți? S-o fac cu șoferul. Ia scaunul. Că e la tătare, eu nu știu cum o fac cu asta. Înțelegi? Face poc. Ha? Bă, da, greu. E ca să intre mult în pământ. De-aia e greu. Și unul, de aici? Da, da, de acolo. Ei, nu cred că pot. Ei, nu, stai că închid ușa. Ia. Ia. Maricele, ce-mi faci tu mie, nenei? Mi-o ocup spațiu. Mi-o ocup toată bucata aici. Ha, ha, ia ce? Nu intră. Toată bucata, ia, până aici. Gata, până aici. Lasă-o mai văd. Până aici, abri, las-o așa, gata. Ce, uite, mai e în spațiu. Eu... Las-o atât. Las-o că le-am... Cuplit astea aici. Alea cuburile le întrebuiesc. Păi cam atât. E ordine. Ha. Și disciplină. Ia-l pe ăsta deasupra. Ia-o roată așa. Ha? Maricule, dar cum mai rămâne ceva din asta, cum am primit o față de pui? Băi, dar nu... Bă, două pâine am mâncat dimineața plus granuri. Bă, zici că e spart, mă, frate, mă. Eu dar nu că el vrea joacă, nu vrea să altceva. Nu, e de foame face. E de foame. Deci nu mănâncă porc, trei porc de-aia trebuie. El vrea joacă. Asta se desface. Pune-l în picioare. Lasă, lasă. Hai, hai, hai! Hai, 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 hai! Eu l-am chiciorul, eu l-am. Ia bă, dar ce nu merge, am scoasă de chiciorul ăsta și ia bă, dar ce nu merge, bă. De-aia e cât ursul bunică. Acum i-a dat-o pâine. Acum, 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 acum. Stai că... Auzi, am fost la băiatul ăla, știi, când am fost duminică, la Andy. Avea și el. Aceeași rasă, de un fel de labrador, cred că ca a nostru. Dar e pe jumate de slab, da, cât că ăsta. Da, să știi pe jumate. Jumate, nu. Nu, adică e mai mic de el. Și e tot băiat. Da, stai de bă. Că mă gândeam când e fată, știi, așa arată fetele mai... Când e fată, fată, fată. Da. Dacă e prim mâini sus acolo... Ce? Eu, deja se vede, a rămas unul acolo, un șurub de ăla. Îi prind că mi-a dat Maricel un obor mașină de aia, sau cum se numește? Nu, chiar că iute astea ultimele care le-ai pus azi, partea asta, dar chiar și partea aia uite și le-ai negrit. Da, sunt mai negre, dar lasă că mă bag pe desubt și, le-ai și trebuie să le negrez pe toate, că nu-mi place așa mai albicioase, știi? Și, și stâlpii mi se par... Acum, voi ce spuneți? Ia uitați aici, ce diferență. Ăștia i-am făcut azi. Așa? Ia uitați. O chestie ceva în genul așa, arată mai mișto așa, da? Sau așa? Eu cred că arată mai mișto așa, acum nu știu. Deci uitați, aici arată așa, într-un fel. Foarte puțin ars. Ia din coace și la ăsta, la, uite, așa, ars. Eu zic așa merge, funcționează treaba. Hm? Mai dai atunci. Mai dai, mai dai și cu, dăm și cu lac atunci. Da? Și cu lacul cum faci? Cu, la pensulă? Păi nu știu. Doamne, ce... aia este ideea ca să dai și lac. Ce? Mașinărie de aia. Facem lăzi un compresor de la habar. A, merge acolo. Un compresor merge mișto față la prostia asta la baterie, la curent, știi? Da. Să dăm mișto cane. Ei, lasă, noi să terminăm tot, să facem gărduță, da, să facem tot ce trebuie și după aia. Nu? Da, chiar, așteptăm o opinie, eu chiar nu știu. Și noi ne contrazicem în fiecare ce zi. Nu, nu știu. Ce model să facem la gărduță? Deci partea asta, dinspre grădină, nu facem gărduță. Aici. Ridicăm până sus cu... Ca să nu fie curent. Să nu fie curent la spate. Și aici o să fie... Cum îi spune? Deci am zis să pun scândură și după aia placată cu niște polistiren subțiri. Pe afară. În partea asta, da. Da. Ca să, ca nu, să nu bată ploaia în ea, să nu chestii de genul. Și aici o să fie grătarul. E, da. Cu spatele la ăla. Aici undeva cred că masa sau vreo canapea. Vreo canapea cred că, mai degrabă. Așa. Iar pe partea asta o să fie gărduț ca până aici, așa, la nivelul ăsta, mă gândesc. Da, da. Dar nu știu modelul. Adică eu, mi-ar place ăla așa în romburi.
Ăla care are toată lumea? Da. Adică e frumos, dar da. Are toată lumea. Te duce cu gândul fix la terasă, fix la, la terasa aia care o iei, o vezi pe... Da, are toată știu, lumea așa ceva. Știi? Parcă n-aș face. Iar aici m-am gândit, mi-a rămas bucățele de astea. Și aici o să întoresc toată partea asta, toată, la toți popii ăștia o să întoresc cu... Cum se numesc astea? Chestiile astea? Cum, ce am făcut azi, nu? Da, exact. Păi mai pui aici că nu mai pun? Da, pun pe partea aia, peste tot. De da, astea, chestii de genul, da. Da. O să punem toată, aici nu mai punem, cu oricum se întărește cu scândura, cu alte chestii, știi? Adică câte două aici holciuri pe scândura. Aici cred că o să fie gard până sus. Adică cum o să fie gardul acolo, o să fie până sus, pentru că aici o să nu știu, fie cred două că fac, flori. Fac un gard acolo și după aia fac romburi aici. Fac romburi până sus, frumos. Pentru ca să urce florile pe care le vom pune, nici nu știm. Vezi, dacă te mai dai o leacă înapoi, s-ar putea să cum să mă duc? Ești nebună, da? Nu știu ce flori care să aibă rădăcina și tulpina destul de subțire, dar să facă multe, multe flori și multe... Gen... Mânuța mai ce, domnule? Mânuța mai ce, domnule. Foarte subțire, dar cu multe flori și frunze, care să se ridice aici pe gărduțul ăsta. Abana. Toată partea asta de gărduț o să fie. Și aici eu așa mă gândeam. Aici pune frână. Mă gândeam să-i lăsăm liber și să-i punem cumva niște grâu, niște tăruță, niște delea să vină păsărele. Unde? Aici, în pod. Păi cum să vină? Să vină primăvara, vara. Îi faci ceva într-un lateral de... undeva dacă nu, mă, nu, în pod, direct. Dar vine aia în pod? Aici, vine vrabia în pod? Da. Păi aici astup, pun ceva. Nu astup. Pun de alea, așa. Și lași două rotunduri așa ca alea. Așa. Două rotunduri și bagi cu mâna, uite, când vii așa, pui un scăun. Păi aici, ia uite. Bagi cu mâna aici. Aici, între astea două, să fac un poduleț. Între astea două, așa, da? Fac un poduleț. Da. Și pui aici, na, dacă zici că îi fac, îi las două găuri aici mai mărișoare, da, așa? Mă, ca să auzi, noi oricum auzim păsărelele, dar ca să vină și aici, să le auzi mai des. Mm-hmm. Mâine... Ce are? A venit de acolo, așa. Ce a venit? Eu tot nu vezi că se clatină toată apa. A venit de acolo, din colțul ăla, așa, până aici. E cu tremă, n-are nicio tremă. E cu... Hai la mâncare. Dar ce mâncare facem? Mâine să dăm apă la floare, da, ca să știi. Ce mâncare facem azi? Nu știu, hai să vedem. Hai să întrebăm familionul. Ha, să vedem ce, să cine votăm. Care, cum se decide. Hai să cărăm sculii de aici. Hai să votăm. Și după aia votăm. Ai, noapte, hai, a venit și noaptea. Noaptea, fată, noapte. Ne-am hotărât ce să facem de mâncare într-un final greu, dar... Eu ce a sărit până... Da, a avut capacul ermetic. Nu-l mai pune. Lasă-l așa, ca să ducă, da, să iasă pe acolo, știi? Aia iasă și pe aici. Pilaf de pui, într-un final. Așa galben, cum îi place lui Ieri, nu cu legume, că nu-i place. E sclifosit. Lăcrămiera vrea cu legume, el fără. Na, împarte-te, ha? Mi-e indiferent. Ții, da, dar mie? Ții, nu știu. Uite, lasă-l așa. Da, roșu și mare. Nu-i mare. Nu-i mare? A tău e mare. Oprim aici vlogul ăsta. Da. Mulțumim frumos pentru vizionare. Mâine, nu știu ce face, merge după scânduri, în habar, da. Nu știu. Mai trebuie să mai mergi la mare cel odată? Da, mai mergi la treabă. Și mai iau ce mare pe acolo, să rămâne fără ele. Să le depozităm, nu? Da. Da. Și după aia? Și după aia merge după scândură, de când nu să punem pe acoperiș acolo. Scândură? Să vorbim sau cu omona. Nu l-am briu, că dacă... Nu l-am briu, nu? Vorbim cu omona, dacă ne dă până luăm, până luăm salariul, dacă ne dă, dă, dacă nu, Dumnezeu cum e la, știi? Exact. Perfect, ar fi. Ar fi bine să... Ce? E, da, te știe omul. Nu știi, adică, da, nu, da, dă, nu, nici nu fac probleme de asta. Uite, nici nu fac probleme. Pentru că ești om bun de aia. Problema este n-ar alta. N-ar da la orice lepră. Problema este alta. O să fie iar nasul, că trebuie să iau iar la rândea, măcar o suprafață mică, că intră foarte mult lac, știi? Asta e. Dacă dau peste așa. Și nici nu prea merge ars. Și eu leacă, te dau mai bucata și da, pe da, parte și nici nu prea merge ars, iar e nasul. Cum nu merge dacă ars? Nu iau cu rândea. A. Știi? Și nu, le dăm, și nu le dăm de jos la, la cu lac? Păi, ar fi o idee interesantă, da? Pentru că atunci când le pui o bucată mare de leț și care vine peste ele, acolo nu o să poți să le dai cu lac. Frig, nu știu ce zic. Ah, da,
De asta e problema. Da, asta e problema. Să vede că am obosit azi, nu? Și am muncit. Ce am muncit azi? Nu știu, dar mă simt obosită. Atâtea zile de pauză. De zile, cum se zice, nu de pauză. De concediu. De stageaba. De frig. N-a stat nimeni ceva. De frig, bă. Și dacă mai ai ce să faci pe frig? Mulțumim frumos, sunt vizionare, prieteni. Și eu mă simt obosit, sincer, dar nu știu ce, dar mare blăsă doar n-am făcut. Ai sat încordat sus. Da, cred că de asta. Ce? Ce să spunem, nu uitați. Dacă ne dați un like și o abonare, e în avantajul nostru. Noi zicem mulțumim și vă dat proaspete. Ne mărim comunitatea de prieteni. Da. Like-ul ne ajută să ne promoveze YouTube-ul. Ne mai vede și altcineva, nu? Da. Și dacă doriți, puteți să deveniți membri și să vedeți ceea ce nu vă toți. O să postăm câteva clipuri speciale pentru membri. Exact. Chestii interesante. Intrați acolo și vedeți ce vă place. La revedere. Pa. Bye. Bye.